colțurile acestei țări, care este grădina Maicii Domnului. N-am găsit niciunde dacii liberi pe care îi căutam. Sunt aici? N-am găsit niciunde mai multă iubire de Dumnezeu și de neam ca în Țara Moților. Iar astăzi, de Sfântul Andrei, de ocrotitorul României, am venit în Țara Moților pentru a vă spune că este timpul, este momentul să eliberăm România. Țara noastră, grădina Maicii Domnului, mulțumesc pentru icoană. A ajuns astăzi în mâna unui grup mafiot, unui grup de tâlhari, care își bate joc de libertatea noastră, de bogățiile țării și de tot ce este sfânt. Am venit să vă spunem că nu noi avem ceva special. Dumnezeu are un plan cu noi, cu Țara Moților, cu toți românii. De asta suntem adunați în număr atât de mare aici. În Țara Moților trebuie să dăm mesajul libertății noastre. Templu Sfânt, Munții Apuseni. Asta e țara noastră, noi nu stăm în gazdă, Horea nostru e risipit pe roți și e răstignit de câte mii de ori, ca și Avram Iancu. Vă aștept mâine pe toți, împreună cu maestru Nicolae Voiculeț, în Cetatea Unirii, în Meca noastră, căci dinspre Apuseni răsare Iancu ca un Iisus Hristos cu chip de moți. Să aveți încredere în voi. Noi nu vom trăda, nu vom renunța, mergem până la capăt. Suntem singurii cu un proiect de țară, suntem singurii cu credință în Dumnezeu. Suntem singurii care luptăm de partea binelui în această confruntare globală între bine și rău. Și binele întotdeauna izbândește. O să vină bătălii grele, prima o avem duminică. Fiți alături de noi duminică, vorbiți cu toți moții, vorbiți cu toți patrioții adevărați. Aur pentru Țara Moților, aur pentru România. Este timpul să facem dreptate. Fiți alături de noi, pentru că pe voi vă avem în spatele nostru, pe fiecare dintre voi. E incredibil cât de mulți sunteți și cu câtă dragoste veniți în aur. Este timpul să răspândim dragostea, ei vor să fim speriați, ei vor să fim triști, ei vor să fim separați și dezbinați. Noi suntem uniți și trebuie să dăm iubirea de neam, iubirea de Dumnezeu mai departe. Doar cu Dumnezeu, doar cu credință în neamul nostru românesc o să izbândim. Vă mulțumesc, oameni adevărați!